ce proces m-a făcut să devin ce sunt. Dar cred că în viața anterioară am fost un purtist yoghin, dependent de pizdă, vin, pixtonin și psilocibin. Nu mă pot bucura, deci de un trecut curat în prezent. Sunt un spiritor curat din prestem, un scriitor frustrat evident, de conturul tot mai clar al unui viitor furat de sistem. Încă mi-amintesc de parcă s-ar fi întâmplat ieri. Eram cel mai fericit puș din cartier, dar multe le-am dus la extrem și eu doar încercam în fel și chip să le duc la un alt nivel. De mic voiam să știu în ce ocean se farsă Stixul, voiam să știu de unde până unde țin abisul și nu țineam cu tot din atinsul, dar am aflat că trebuie să treci până iad să ajungi să înțelegi paradisul. Mi-amintesc de prieteni, cei cu care am crescut eu, cei cu care beam vodcă în drum spre Cross Studio, cât și de aceia care pierdeau vara lui 97 în parcul tineretului, schimbând casete audio. Încă mi se părea că pot să am totul, dar plăceri simple dispăreau și viciile le luau locul. Încă mi se păreau vise împlinite, peții cu vise muncite, cârșe la piste tâmpite, mai târziu reprise cumplite, de cumite pumpit, făcut subit de VT și Jupiter. Și brusc am văzut ca-n pacul Lucifer, sute de nopți albe li s-au stratificat pe ficat și poate m-am ars de la atâta și vei. Căcat și danțat ce-am ars cu băieții mei, că am tripat că vine garcea la mine, panicat că sarcea parcea și-am și cinsește ce de gangea la mine. Diavolul lucra neîncetat, mă tenta repetat, acaparând un treptat sufletul, paralizându-mi de fapt bugetul, schimbând în culoarea sângelui pentru păcatul de a fi înfometat îngerul. Și prea multe panici de sirene, prea mulți prieteni că sunt într-o gur și sărind din scheme, prea multe migrene, prea mult venind prin vene și toate astea de mult prea mult timp vere. Prea mult stres, nu reușesc să mă fac înțeles, mai ales că n-am niciun interes. Fumesc până în stadiu în care nu mai cântesc, nu mai vorbesc, nu mai fac niciun gest, nu mai zâmpesc, noapte de noapte rup de realitate. Fărți lacrima lui Ovidiu și ar șmeche cu AK-47. Mă trezesc cu cafea cu lapte și-mi vine greu să cred că se poate să am 26 frate și încă stau la marginea Bucureștiului cu ai mei, încă riscând angrei și totuși încă irosind șanse concrete de a face bani grei, dar încă păstrând credința când ceilalți sunt atei și se repet cu sentința ca orice creștin pios. Mi-a plăcut să cred că-s genul religios, dar am preferat să mă închid într-un cerc vicios, prestigios de tumultos. Recunosc, sunt 1% din ce-am vrut și aș fi putut să fiu, frate, știu. Și poate și pentru că scriu noapte de noapte până foarte târziu, căutând să fac bani păstrând un spirit viu. Și chiar că reușesc, succesul simt atât de pustiu. Unde creștesc, nu știu. Cred că am început să omit aparența, tot căutând esența și luptând slăit cu dependența. E deja mult timp de când rătăcesc prin religie, în timp ce mulți alții doar îmi citau mândrii bucăți din Biblie. Încă pierdut, desigur, am sute de cunoștințe și totuși sunt atât de singur și cât se poate de toxic. E iad, mă ții strâns de barele porții, sfidând toanele sorții, încercând să scap din chiarele morții, negociind prețul luminii cu fiarele nopții. Cât de greu pare, trebuie să obțin cheia echilibrului care mă învață să evit capcarele timpului. Trebuie să merg mai departe, nu văd alt drum și oricum e deja târziu să mă întorc acum. Am nevoie de spirit, ca-aia mi-i suflă forța. Am nevoie de liniște, de-aia l-ascult pe Mozart. De-aia-l caut pe Dumnezeu ca un creștin, de-aia ca și revin. Niciodată n-am crezut în destin.